Doream să vă povestesc despre o perioadă nu foarte bună din viața unui artist foarte drag nou. E vorba de doamna Saveta Bogdan, un om care nouă ne aduce de multe ori bucurie prin prezența dânsei, prin râsul ei molipsitor. E un om la care, dacă te uiți la televizor, ai spune că e ocolit de probleme și că niciodată nu îi se poate întâmpla ceva rău. Dar ce să vezi, și în viața oamenilor veseli de la televizor, pe care iubim și pe care apreciem pentru veselia și bucuria exact, pe care o care în ne dau casele noastre, asta bună lor, se mai întâmplă și, și lucruri triste, se mai întâmplă și lucruri pe care nu le-ai dori să le trăiască nimeni. Alături de noi este în acest moment prin telefon doamna Saveta Bogdan, pe care o salutăm, care îi spunem bună seara. Bună seara! Și doamnă, în primul rând, eu împreună cu colegul din dotare vă transmitem condoleanțe pentru că am auzit că ați suferit o mare, mare pierdere astăzi. V-ați înmormântat fratele. Bună seara, bine v-am găsit, dragii seara mei. Una, doamnă. Trebuie să știți că omul se naște, trăiește și moare. Eu, tot omul care trăiește pe pământ, moare. Noi trebuie să ne obișnim, artiștii, și cu evenimente din astea și mai triste și mai puțin triste. Eu acum sunt cu un om trimis pe pământ cu har, unde eu trebuie să cânt, trebuie să merg mai departe. Am fost 8 frați, acum am rămas decât 7. Era fratele mai mic al dumneavoastră, nu? Era mezinul, era mai la mijloc între cei 8 frați? Era mai mic ca mine, cu 2 ani. Dar asta nu are, acum ce să fac, nu vrem să ne plângă nimeni de milă, lui fratele meu nu i-ar fi plăcut așa ceva. Bănuiesc că dacă era fratele dumneavoastră, era la fel de vesel ca și dumneavoastră. Așa este. Eu am avut spectacol la Mangalea de mărțișor cu Irina Loghin și cu Fuego. Da. După aia, acum plec în Anglia, unde voi cânta tot așa cu Jenny Nicolae, Mihaela Gurău și Taraful Tudorel Paganini. Eu trebuie să cânt, eu trebuie să fiu tare, eu trebuie să merg mai departe. Asta e viața. Asta zic, doamna Saveta, asta voiam să vă întreb. Știți că sunt mulți care zic, care lasă durerea asta pe care o trăiesc, pe care i-a tot trăit și dumneavoastră, lasă să-i acapareze și își anulează diverse lucruri și contramandează anumite obligații doar din dorința de a fi mai spășiți, de a se gândi la persoana pe care tocmai au pierdut-o. Văd că dumneavoastră vă țineți de program, cum ar veni. Bănuiesc că fratele dumneavoastră și-ar fi dorit să vă vadă fericită în continuare, veselă și făcându-vă datorii. Să știți că publicul dorește ca eu să fiu veselă, să râd. Asta ne dorim și noi. Da, nu vreau să-i întristez. Nu vreau să-i întristez. Toată lumea a pierdut un frate, o soră. Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Înainte de a fi artist, și dumneavoastră sunteți oameni. Și nu cred că se poate supăra nimeni pe dumneavoastră dacă sunteți puțin tristă. Pentru că e un eveniment în viața fiecărui om care te zdruncină, te răscolește. Nu e confortabil să îngropi un om drag, chiar și fratele. Și fratele este mai mic. Este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar fratele meu, înainte să moară, mi-a spus să fiu veselă, să cânt, să merg în continuare, că pentru asta am fost trimisă pe pământ, și să nu fiu tristă, că el nu vrea ca eu să fiu tristă, să fiu veselă, să îmi veselesc lumea. Asta mi-a dorit el înainte să moară și eu mă țin. Asta e foarte bine, doamnă, pentru că, exact cum spuneați la început, toată lumea se naște, trăiește și moare. Și viața asta care e scurtă, cât a mai rămas, e păcat, adică ce rezolvăm dacă avem o perioadă, o zi, două, cinci, în care, ok, nu spune nimeni să nu fii trist, să nu porți un doliu, să nu porți un dor și așa mai departe. Da, asta faptul că ești trist, exact. Dar ce rezolvi dacă ești trist și abătut și te încui în casă, nu faci decât să pierzi din zilele frumoase pe care le mai ai tu de trăit. Și pe de altă parte, fiecare om înțelege în felul lui să-și poarte un doliu. Exact. Important este să respectăm dorința fiecăruia de a trece peste astfel de momente. Dumneavoastră faceți parte din categoria celor care... Doliu o să port, dar pe scenă o să fiu artist.
Păi da, important e că, clar că nimeni din oamenii dragi care ne părăsesc nu și-ar dori să ne știe că după plecarea lor, într-o lume mai bună, am vrea noi să credem, viața celor rămași este afectată și devastată de pierderea asta. Iar atitudinea dumneavoastră este una dintre cele mai bune, pentru că bucuria dumneavoastră de a fi pe scenă și de a aduce zâmbet oamenilor din jur și de a le aduce bucurie, e automat transmisă și pentru cei care poate ne privesc de sus. Că ne-ar plăcea să fie adevărat, ca oamenii pe care îi pierdem să ne privească de undeva de sus și să se mândrească cu lucrurile frumoase pe care le facem. Am primit foarte multe mesaje, toată lumea îmi spune să fiu veselă în continuare, să merg în continuare, să nu mă împotmolesc. Ăsta e drumul meu pe pământ și să-l țin în continuare să merg cu el. Păi doamna Saveta, fără râsul dumneavoastră, eu vă spun, eu mai am zile când sunt mai abătut și dau un registrări cu dumneavoastră doar să vă au râsul. Exact. Pe cuvântul meu de onoare. Așa este, mulțumesc, dar astăzi nu pot să râd. Nu, doamnă, nici nu vrem să vă facem nu, să... Nu vă cerem lucrul ăsta, dar să știți cât de important e râsul dumneavoastră. Răzvan are dreptate și e mare lucru că puteți să fiți atât de puternică. Pe de-o parte, așa este. În loc să stați acasă, sunt o femeie puternică, de felul meu. În loc să stați acasă, să fiți tristă, mai bine să fiți pe scenă, să vă încărcați de la bucuria oamenilor. Așa este, ce mai rezolvăm? Mai ducem pe cineva înapoi? Exact. A mai venit cineva de acolo înapoi? Exact. N-a venit nimeni. Și plus de asta, nici nu văd de ce i-ați dezamăgit pe oamenii care au plătit niște bilete ca să vă vadă în zilele următoare. Că nu, dar și familia mea mi-a spus surioară, nu comenta, că asta e viața, toți mergem acolo, mai devreme, mai târziu. Care e cea mai dragă amintire pe care o aveți cu fratele dumneavoastră? Am mai multe, nu numai una, am mai multe. În primul rând că sunt și nașa lui, i-am botezat și copiii, am destule, dar acum nu mai vreau să discut probleme din astea, acum vreau totuși să-i păstrez puțin memoria lui, așa cum știu eu, și formă, din cea săptămână încep să cânt, plec la Londra acum, am spectacol acolo, n-am ce să fac, sunt spectacole, sunt astea care eu nu pot să le amân. Ce înseamnă, doamnă, mă uităm acum, mă gândeam prin comparație, ce înseamnă firea omului, pentru că dumneavoastră sunteți o prietenă de-a noastră, cântăreață de muzică populară, cum la fel de dragă și de prietenă este și Maria Cârneci, care și ea, săraca, a trecut printr-o dramă asemănătoare acum mai devreme de o lună, a fost la noi în emisiune și ne-a povestit. Și ce înseamnă cât de ușor sau cât de greu trec unii peste anumite momente în comparație cu alții, care și doamna Maria Cârneci era o femeie la fel de veselă ca dumneavoastră și fiecare are felul lui de a gestiona astfel de necazuri, dar numai în sufletul unui om care trece printr-o astfel de poveste să nu fi. Eu vreau să vă spun, doamnă, că v-am văzut o femeie cu, să nu se înțeleagă greșit, o femeie slabă când v-am văzut pe patine la patinoar. V-am văzut o femeie slabă când ați venit la noi în emisiune și ați mâncat nachos picant și acum, într-un moment de ăsta, văd o femeie puternică și mă bucur mult să văd că sunteți așa. Așa trebuie să fim. Așa trebuie să fim. Asta e viața. Mulțumim! Să rămână, viața, doamnă, merge înainte și noi așa trebuie să mergem înainte, să înveselim lumea, lumea să se simtă bine, pentru că dacă suntem supărați, ce o să zic? Asta nu sunt nici prima, nici ultima. Doamnă, mulțumim mult și suntem alături de dumneavoastră și știți cum e. Un gând bun face de multe ori mai mult decât 100 de vorbe, așa că vă îmbrățișăm așa prin intermediul telefonului și vă așteptăm oricând cu drag alături de noi. A fost în direct cu telefon doamna Saveta Bogdan, care, din păcate, astăzi și-a mormântat fratele mai mic. O pierdere care nu poate fi ușor, cum îi spune, trecută, dar totuși îi dăm înainte. Bun, vreau să te ridici în